Câțiva răufăcători care tocmai jefuiseră o bancă din Los Angeles au încercat să scape de urmărirea poliției, aruncând cu bani din mașină. În mai multe rânduri, hoții au aruncat pe stradă pumni întregi de bancnote, în speranța că trecătorii se vor repezi să le culeagă și vor bloca astfel mașinile poliției. Oamenii de pe străzi s-au grăbit într-adevăr să profite de neașteptatul noroc, dar polițiștii au continuat urmărirea, deși jefuitorii au intrat cu mașina și pe trotuare. Până la urmă, hoții au fost reținuți, dar banii risipiți pe stradă nu au mai fost recuperați.